Bine ați venit pe canalul meu culinar! Astăzi vom pregăti drop de pui. Așadar, vă invit să vedem ingredientele pentru a ne apuca de treabă. Avem nevoie de 1 kg de ficăței de pui, 500 g pipăte, 500 g piept de pui, 2 legături mari de ceapă verde tocate, o legătură de pătrunjel tocat, o legătură de mărar tocat, 6 ouă crude, 4 ouă fierte, boabe de piper, foi de dafin, sare, piper și 4 linguri cu ulei. Pentru început vom pune la fier carnea. Le vom pune separat. Pentru început vom pune ficăței în apă rece, o linguriță de boabe de piper și o foaie de dafin. Sare nu vom pune pentru că îi va întări și nu dorim lucrul acesta. Apoi, separat în altă oliță, vom pune pipotele. Aici condimentăm cu o linguriță de boabe de piper, o linguriță cu sare și o foaie de dafin. Apoi vom pune și pieptul de pui. În altă oliță, condimentăm și aici cu o linguriță cu sare, boabe de piper și o foaie de dafin. Și le vom lăsa să fiarbă foarte bine. În tot acest timp, avem grijă să spumăm spuma de la suprafața apei. Între timp, vom prăji ceapa verde. Într-o tigaie punem uleiul de floarea soarelui, îl vom lăsa să se încingă, apoi punem ceapa. O vom lăsa la călit până ce se va înmuia foarte bine. Ceapa noastră este gata. O vom transfera într-un bol arăcit. Am uitat să vă prezint un ingredient important, și anume usturoiul. Avem nevoie de 2 legături de usturoi verde. Eu nu am găsit aici unde mă aflu eu, așa că îl voi înlocui cu 4 căței de usturoi zdrobiți. Organele și pieptul de pui sunt fierte, le-am lăsat și la răcit. Acum nu ne rămâne decât să le tăiem. Și începem cu ficăței. Îi vom tăia în cubulețe mici. Dacă vreți, le puteți da prin mașina de tocat carne, însă eu prefer să le tai cubulețe. Am terminat de tăiat toți ficăței. Continuăm cu pieptul de pui. Eu am ales să pun 500 g piept de pui, 500 g pipăte. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți pune 1 kg piept de pui și 1 kg de ficăței sau 1 kg de ficăței și 1 kg de pipăte. Dumneavoastră alegeți. Am terminat de tăiat pieptul de pui, acum vom tăia pipotele. Am terminat de tăiat cele două organe și pieptul de pui. Acum ne pregătim să facem compoziția pentru drobul nostru. Și vom pune cărnița într-un bol mai mare, adică ficăței, pipotele și pieptul de pui. Peste ele vom pune ceapa călită, pătrunjelul tocat, mărarul tocat, usturoiul zdrobit, două lingurițe cu sare, o linguriță cu piper și amestecăm. Apoi vom pune ouăle. Pentru început voi pune 5 ouă, amestecăm foarte bine și dacă mai este nevoie, îl mai adăugăm și pe al șaselea.
Se pare că mai este nevoie și de al șaselea ou, așa că îl vom adăuga și pe el. Amestecăm foarte bine totul și compoziția este gata. Pregătim o tavă pentru chec tapetată cu urtie de copt. Și pentru început vom pune jumătate din compoziție. Presăm foarte bine pentru a se lega drobul nostru. După ce am așezat primul strat, vom așeza cele 4 ouă. Vom lăsa puțină distanță între ele și venim cu restul de compoziție. Presăm foarte bine, iar la final vom da o formă bombată. Am terminat de format drobul nostru, acum îl vom băga în cuptorul încins la 180 de grade pentru 45-50 de minute sau până ce se rumenește frumos la suprafață. Drobul nostru este gata, îl vom lăsa în tavă la răcit pentru a-l putea tăia. Așa arată drobul nostru de pui, este cel mai gustos aperitiv de pe masa de Paște. Așadar, aveți aici rețeta, nu vă rămâne decât să vă apucați de treabă. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă spun spor la gătit și poftă bună! Iar pentru mai multe rețete, vă invităm să vă abonați la canalul nostru. La revedere!